Autoritățile locale au încercat în nenumărate feluri să limiteze accidentele rutiere de la intersecția de la podul din Tabaci. S-au schimbat în mai multe rânduri prioritățile, dar fără rezultat. Aici au loc cele mai multe tamponări, iar autoritățile nu au găsit încă soluția câștigătoare. Ultima întâmplare nefericită a avut loc ieri după amiază, când un conducător auto ce a intrat în intersecție dinspre colegiul pedagogic Carol I nu a acordat prioritate de trecere altui autoturism care venea dinspre centura orașului. Astfel că impactul a fost inevitabil și cele două autoturisme au suferit avarii serioase. Două echipaje ale biroului rutier s-au deplasat la fața locului pentru a stabili cine se face vinovat pentru producerea incidentului. Nu a fost nevoie de intervenția echipajului de pe ambulanță pentru că accidentul nu a fost soldat cu victime. În continuare, autoritățile locale caută o soluție pentru a limita accidentele generate de această intersecție, și în planurile administrației locale intră chiar o semaforizare a intersecției.